Uite, Avem o surpriză, prieteni, avem o surpriză. Stai așa să vedem care l-aduce. Cântăm să nu-i dragostea care mi-a fript inima, Fane. Bună dimineața, Fane, bună dimineața. Dar fii atent că n-are microfon. Neața, neața. Da. Sunt audibil, m-au zis. Bună dimineața, băieți. Ești audibil. Te vezi, te auzi bine, ești ok. Sunt pe telefon, Cătălin. Sunt pe telefon, ca să înțelegi. Păi nu, dar se vede bine, se vede bine. Mă bucur tare să apuc să vă văd dimineață. Mă bucur tare să apuc să vă văd pe voi doi, că nici pe voi doi nu prea v-am mai văzut în ultima vreme. Și asta n-are treabă cu clubul, dar am avut și eveniment. Ceea ce aș vrea să vă spun, foarte important, este că diseară și echipa din Buzău vine însoțită de un număr de 20, poate 30 de fani. Însă aceștia vor sta în alt loc al stadionului, cu cordon, cu protecție, cu bla bla, și noi avem o peluză după ani de zile deschisă. Asta e, am văzut că mai devreme, cred că mi s-a părut că l-am auzit pe Ion spun: domnule, ăștia nu vin cu suporteri. Ba da, bă, vin și ăștia cu niște suporteri. O să vină. Mă referam la un număr mare de suporteri. Nu, da, sunt sub 50. Da, dacă sunt puțini, sunt puțini. Da, asta. Auzi, Fane, dar din ce informații ai, până la urmă peluza sud va sta la sud? Va sta în sfârșit la sud? Da. Deci în sfârșit avem și noi o peluză sud care stă la sud și o peluză nord care stă la nord. E un vis, sincer să spun, Cătăline, mie mi se pare că e un vis devenit realitate. Cum? Și faptul că am făcut acum un an de zile, prima oară sau acum mai puțin de un an, prima oară cu Zainea matinalul, a fost un vis devenit realitate mult mai repede decât m-aș fi așteptat. Și chestia asta, să văd o peluză sud deschisă, mie mi se pare că e un vis devenit realitate. Cel puțin pentru mine. Și cred că și pentru mine. E un lucru bun. Nu, e un lucru bun în primul rând că există mai mult loc pentru mai mulți suporteri pe Arcul de Triunf. Asta este cel mai important, pentru că oamenii sunt dorniți să vadă Dinamo și bănuiesc că deja, din câte am citit, a scris Cătălin. Am citit doar titlul, recunosc, Cătăline, nu te bucura foarte tare. Am citit un amplu articol scris de un jurnalist, dar nu știu unde l-am citit. N-am citit articolul, am citit titlul undeva. Da. Exact ca Răducei am făcut și eu acum, că de asta, dar nu te bucura, n-am citit. Alexandru, felicitări pentru Condei, ca să spun așa. Da, mersi. Așa, revenind la discuție, Cătălina, am uitat ce vreau să spun. Dumnezeule, m-ați de două ori. Undeva, am citit, da, că este sold out în tribune. Da. Mai avem, sunt câteva scaune goale pe care bănuiesc că le vor umple băieții care se decid acum, uitându-se la noi, că ar trebui să fie și ei prezenți de seară, pentru că mai mult decât jocul bun prestat de echipă în primele etape, mai mult decât promisiunile de joc spectaculos pe care Dinamo le propune sezonul acesta, mult, mult diferit deja din punct de vedere tehnico-tactic, la care eu nu mă pricep atât de tare, dar față de sezonul trecut suntem mult mai deschiși acestui joc de fotbal. Vreau să vă zic că este un meci la care Dinamo încearcă să ofere mai mult decât a oferit la celălalt meci acasă și că fac tot posibilul să transformăm împreună cu Romeo, împreună cu toată lumea din club, să transformăm experiența de zi de meci, Cătăline, în ceea ce știi tu, ce știe Zainea despre experiența de zi de meci din țările civilizate, ceea ce am văzut în lume, vrem să trăim și acasă. Și mă bucur foarte tare că la un meci împotriva unei echipe negalonate, o echipă lipsită de orice fel de glorie, contrar numelui pe care l-au, băieții aleg să vină la stadion, familiile aleg să-și petreacă începutul de weekend la stadion, chiar dacă este o perioadă caniculară, este o perioadă în care mulți sunt în concediu. Sunt profund impresionat de dovada voastră de spirit și de devotament vis-a-vis de clubul ăsta și nu cred că există un moment mai potrivit să deschidem peluza sud, să redeschidem peluza sud, peluzei sud. Da, uite, apropo de meci, ce mai pregătiți? Ce mai faci? Ce vrei să... Păi, în primul și în primul rând, acum că se vândură toate biletele și nu ar mai putea să facă diferența ceea ce spun, vreau să vă spun că avem diseară neplouând, nevenind vreun uragan, diseară nu avem thunder. We don't feel the thunder tonight. Diseară neavând thunder, la pauza meciului, alături de sponsorii echipei, vom organiza chiar un super concurs de tehnică fotbalistică de data asta.
Atenție, nu mai trebuie să dai bară, nu mai trebuie să dai bară. Există e o întreagă surpriză pe care o pregătesc sponsorii noștri la pauză. Nu mai trebuie să dai bară, trebuie să lovești din voleu, să încerci să țintești vincul, să încerci să țintești pe aia în genul. Cu cât lovești mai bine și vezi că e greu să lovești bine în poziția aia, cu cât lovești mai bine poți pleca acasă cu un cec de 1000 de ron. Adică te întorci în peluză sau în tribună de unde ai venit cu 1000 de ron. Mai mult decât atâta, sunt tricouri up for grabs, se pare că vom avea și tunurile de tricouri din nou. Poate data asta punți româna pe un tun și vin spre voi să dau cu niște tricouri, poate și ajunge până acolo. Cum să spun, pauza va fi a very busy place și cred că din nou o să avem niște premiere în materie de meciurile noastre pe teren propriu. Deci e foarte interesant să apar cu colegii mei la matinal în zi de meci, știind că suntem cu stadion plin, cu toate că voi nu știați că noi și diseară o să venim cu niște surprize. Bine, voi veniți pentru Dinamo, iubiți Dinamo. Ideea e că nivelul de așteptări era zero vis-a-vis de noi și... Iată-ne, înainte de trei cu Buzău, de un sold-out. O întrebare. Uite, am o pune și domnul Daniel Voicu. Câinele la artificial. Vă rog să mă scuzați, fiind pe telefon, nu pot să vă chat-ul. Câinele la artificial. Nu văd nimic. Câinele la artificial mai vine? Vreți să vă spun un secret? Eu cred că astăzi câinele artificial are alte task-uri de îndeplinit mai importante decât cele pe care le-a avut data trecută. Dar... să știți că am observat backslash-ul de pe internet de toate felurile și oameni pozitivi, pentru că până la urmă, haideți să vă spun cum văd eu momentul ăsta, e o viziune a mea personală. Eu sunt vocea Dinamo, acum nu vorbesc în calitate de vocea lui Dinamo, vorbesc în calitate de Ștefan Știucă. Da? Măi, indiferent care e părerea mea personală despre AI, un câine AI nu este genul de tehnologie... Este tehnologia viitorului, într-adevăr, dar nu e genul de tehnologie care îți va lua ție locul vreodată. Indiferent cine ești tu, indiferent cu ce te ocupi tu. Sunt platforme pe care se dezvoltă tehnologii care într-adevăr ne vor lua locul la un moment dat. Asta e o posibilitate reală. Doar că aici la Dinamo nu cred că este cineva, nici în club, nici prin tribună, care să cânte prohodul speciei umane, aducând acest model de, vai de mine, câine din viitor care ne duce mingea. Pur și simplu este, ca să spun, nu știu cum să ne exprim, Cătăline, este o dovadă a deschiderii către nou, a deschiderii către inovație. A faptului că acest Dinamo este cu totul altul față de Dinamo de anul trecut și, oricum, nu numai prin câine, dar și prin câine, să știi. Și câinele e o dovadă a deschiderii către inovație și către nou. Pentru că, până la urmă, de ce să nu îmbrățișăm și genul ăsta de ajutor? Câinele ăsta îți poate cartografia curtea, îți poate păzi curtea, poate să facă filmări, poate să se uite sub mașini, de exemplu, să verifice dacă sunt explozibili la meci. Este un câine super performant. Ăsta nu că ia locul vreunui om, ăsta e un câine de care se folosește omul. E ca drona. Drona n-a luat locul omului zburător, pentru că omul zburător, prieteni, nu exista. Și cu aceasta am întâi pe doar ea. Și cu ei aici vreau să completez atâta. Este o formă de ajutor, adică dacă înțelegi, poate să te ajute. Adică în activitatea de zi cu zi există munci pe care le face și lucruri pe care le face mai bine că le poate face. Și bine să te folosă. De exemplu, dacă ai lucrat în cadastrare sau ți-ai cumpărat vreodată un teren sau... Frate, sunt țări cu teren infinit de mult. Tu îi dai drumul ăstuia pe un teritoriu și ți-l nu numai cartografiază, nu numai că ți-l mapează, nu numai că stabilește și hartă în funcție de formele de relief întâlnite. Nu numai că, fratele meu, e foarte, foarte performant pe zona asta, despre asta e vorba. Și mai mult decât atât, știe să dea lăbuța și arată că te iubește. Ceea ce e important, pentru că nu place să ni se spună că suntem iubiți. Și asta a arătat. Și să știți că brigada de arbitri, apropo, ca picanterie vă spun, corpul de observator federal și brigada de arbitri, când a apărut, el n-are un nume, încă n-am avut niciun asumare să-i dăm un nume și nici nu suntem proprietarii de drept ai lui, corpul de arbitri a reacționat cu entuziasm, la fel și observatorul. Așa, ca picanterie vă spun. Deci, acum, eu te întrebam din alte motive. Am zis că poate reușesc să pun mâna pe telecomanda aia, că am niște băieți care m-au supărat prin comentarii săptămâna asta și vreau să pun câinele pe ei. Adică.
Vreau să spun ceva. Este o mare diferență între realitatea pe care o trăiești la stadion și realitatea de pe internet. De foarte multe ori, realitatea de pe internet tinde să capete niște aspecte de-a dreptul hilare. Nu vreau să spun cuvinte jignitoare sau astea, așa că prefer să spun că mă amuz și eu cred că cu toți ar trebui să vă amuzați. Doar că putem face un exercițiu sincer și chiar un exercițiu bun, cred eu, de imaginație, să ne închipuim, Cătăline, că lucrăm în Cluj Dinamo. Poate de 20 de ani, poate de 18 ani, poate de un an. Și în fiecare zi de dimineață, până seara, uneori până noaptea, târziu, timpul nostru este petrecut în niște cubicle-uri într-o clădire de birouri. Da? O clădire de birouri. Se iese la pauză de țigară, se bea cafea. Bă. Sunt mulți dintre voi deja se recunosc în situația asta, asta e jobul fiecăruia, da? E, gândește-te cum, după o zi de muncă, bună rea muncă, să te duci acasă să citești comentarii pe internet care se leagă de familia ta, de copiii tăi, de trecutul tău, de anul 2006, de anul 2006, de legea traficului de droguri, de toate chestiile astea. Pe mine nu mă deranjează pentru că eu lucrez în entertainment, eu îmi dau viața pentru oameni. Drept urmare, dacă cineva se simte mai bine citind screen tumpeniile astea, pam, cu libertate, dar... E un exercițiu foarte interesant de imaginație pe care îl propun. Haideți să ne punem cu toții pentru o secundă în pielea celuilalt. Zainea, 11 ani de emisiune, sacrificii, schimbat de carieră, crescut N persoane, umflat, vopsit ca Nea Mircea Rednic, N nimeni, tot efortul ăsta de 11 ani. Și pe internet îți vine cu tare și emite X judecată de valoare. Păi nu-ți vine să mai faci? Sau pur și simplu îți vine să renunți? Nu, de multe ori, prieteni, îți vine să renunți. Îți vine să renunți. Așa că, Ioane, sunt obișnuit cu comentariile astea din perioada în care ne permiteam să petrecem fiecare dimineață de joi împreună. Aprecierea mea este, în primul rând, la adresa celor care ne ascultă cu adevărat și ne ascultau cu adevărat. Din punctul meu de vedere, în zona de marketing, din nou nu vă vorbește vocea lui Dinamo, vorbește Ștefan, știu că de la Radio Dinamo, lucrurile se mișcă într-o direcție îmbucurătoare. Și planul cu câinele electric, bineînțeles, vine tot din zona noastră. Deci dacă am reușit să supărăm pe cineva sau să lăsăm impresia de anticreștinism, ne cerem scuze. De ce mă că-i mișto câinele? Nu are nicio legătură cu anticreștinismul. Nu. Câinele ăla mie mi-a plăcut, era haios așa, era prietenos, era o jucărie mișto. Adică chiar de asta... Auzi, cea mai ieftină variantă este 30 ceva de mii de dolari. Da. Jucărie. Da, dar e o jucărie mișto. Sunt jucării și jucării, Coane. Acum, lăsând deoparte câinele, sunt foarte curios să văd acel challenge de la pauză, că am mai văzut pe YouTube, pe Facebook, diverse challenge-uri de volei. Da, la fel. Domne, trebuia să dai în vinclu, trebuia să ai avea anumite puncte în care. Dar vezi că e greu să dai în vinclu, pe cuvântul meu, e greu să dai în vinclu. Bane, am văzut videurile, sunt unele execuții hilare. Sunt și unii care, mamă, îl vezi bine de tot mingea, da? Dar e foarte complicat. Dar din volei să prinzi. La începutul meciului, când ești în zona stadionului, când ești pe culoare, când ești la turnichez la coadă, fii atent dacă ești abordat în legătură cu teme istorice ale clubului nostru. Sunt șanse ca cineva să te întrebe, oriunde ai fi în stadion, la intrarea în stadion, bam, ceva de Dinamo, uf, tu trebuie să știi pe loc, pentru că la pauză există șansa să te stric, să te chem acolo, să-ți demonstrezi, să-ți etalezi o mare tehnică sau să te faci de un mare... Care este chemat totuși să facă un pic, 2-3 minute măcar, un pic de încălzire. Că altfel... Te face și încălzire și mai mult decât atâta, eu din ce știu, toți participanții se aleg cu un tricou de joc original al lui Dinamo. Asta este un lucru minunat. Nu, asta este un lucru minunat. Acum lăsând totul la o parte, faptul că... Premiul de participare este reprezentat de această șmecherie frumoasă de tricoul nostru de joc original de anul ăsta, dar dacă ești cu adevărat asul vinclului și asul păianjenului, ca să spun așa, concursul nu se numește așa, dar îmi permit eu o licență poetică, pleci cu 1000 de ron înapoi în tribună. Vezi cu alt gust repriza a doua.
poate face 50 cu niște apă la băieții din joc. Și tricou și bani. Nu mai satură pe unii. Și tu nu la nu uita, fane, în sus. În sus, fane. Nu, în sus, tot mai sus, fost, m-ar spune. A fost o situație, pentru că măi Cătăline, echipă nouă, staff nou, vorbesc de organizare, de zona de organizare, voluntari noi, au fost provocări noi, ca să mă exprim așa, și pentru mine au fost provocări noi și uite, din nou, cer scuze în fața voastră că am uitat de schimbarea lui Sergiu Haca, poate a fost cu intenție pe moment, da. Îmi cer scuze, sunt erori, nu neapărat emoția momentului, cât am greșit, greșeala e umană. Sper să fiu mai bun astăzi decât am fost data trecută. Playlist-ul este, bineînțeles, schimbabil de la un moment la altul, veți observa și chestia asta. Mi se pare foarte interesant, foarte interesant să încerci să vii un pic mai devreme la stadion astăzi. Dacă poate rămâne scris undeva ceea ce spun acum Cătălin sau Ion, că voi sunteți scribii noștri și practic cronicarii vremurilor bune sau rele de la Dinamo, e important astăzi dacă reușiți să veniți un pic mai devreme în stadion, pentru că cei care au fost prezentați la trecut au văzut că avem un nou sistem de a prezenta primul 11. Astăzi avem un și mai nou sistem de a prezenta primul 11. Există șanse să am și niște mici activări înainte de meci și cu cât suntem mai mulți, cu atât mai bine. Pe lângă asta, la sugestia suporterilor, bineînțeles la sugestia voastră, pentru că eu sunt o ureche plecată întotdeauna către lucruri decente și deștepte, vom avea și un moment de omagiere în viu a sportivului CS Dinamo Popovici David, care este băiatul care înoată cam cel mai repede din lumea asta și aseară l-ați văzut pe tatăl steroizilor cum a câștigat cursa. În fine, ideea este că acest băiat este ca o gură de aer curat într-o lume a sportului din tot ce mai murdar. Ați văzut meciul de box, ați văzut chinezul de la Not, că despre el vorbim, de ce să ne ferim. Da, el, mi-am dat seama. Da. Tot internetul vorbește. Tot internetul vorbește despre asta, nu? Și dacă se poate, dacă e cu putință, noi am organizat totul astfel încât STB-ul sau fostul RATB să prelungească programul de activitate și spre deosebire de echipa din alt cartier, nu vreau să-i mai spunem numele, care a avut o situație după meci, diseară chiar vor funcționa tramvaiele și astea în zona stadionului, dar suntem mulți, avem încă o peluză deschisă, vom avea niște mici oaspeți undeva în rândurile noastre. Drept urmare, vă rog frumos, încercați să veniți un pic mai devreme la stadion. Asta ne ajută pe toți, pe voi să vă bucurați mai bine de experiența de zi de meci și pe noi să vă putem oferi mai multe. Și când zic noi, inclusiv colegii de la Radio Dinamo vă vor oferi diseară surprize la acest meci. Pentru că este al doilea meci consecutiv după ani de zile în care avem pe bune un program de meci. Și dacă prima ediție a fost una reușită, abia aștept să o vedeți pe a doua. Foarte, foarte concis o spun, ea este de găsit la tribuna a întâia și la tribuna a doua, dar și dacă nu stați la tribuna a întâia sau tribuna a doua, sunt convins că puteți pun prieteni să puneți mâna pe o ediție de meci. Vă sfătuiesc să le păstrați, chiar dacă sunt făcute sub egida unuia dintre sponsori, sunt ale noastre. Este programul nostru de meci. Poți să spui superbe, nu e nicio problemă. Adică să știi, chiar nu e nicio problemă să spui. Deci este regulă. Era liber. Da, pentru cei care scrieți în comentarii cum de e fan atât de bine dispus, să știți că așa e fan mereu, e o sursă de energie. Și nu știți, wow! Da, adică să știți că în viața de zi cu zi e la fel. Adică, în momentul în care vine fană, te bine dispui automat, pentru că îți dă și ție energie. Iei din energia lui acea părătăția. Îmi pare rău dacă vă deranjează zâmbetul meu, pot să fiu întotdeauna mai supărat. Aș putea întotdeauna să mă... Adică, dar te trezești de vreme, de obicei cam așa ești. Primele ore. Fii o știucă veritabilă. Acum, într-o notă serioasă, într-adevăr, trebuie să găsiți oricum un moment în care să fie menționat și Cornel Dinu, mai ales că este ziua de naștere. Și aici repet și eu ce ai spus și tu și chiar vreau să devină o tradiție ca fanii să vină număr mult mai mare înainte de meci. Pentru că am văzut în general avem tendința asta de a veni cu 15-20 de minute înainte de meci. Și ratăm. Uite, acum oamenii ratează anumite momente care înainte nu aveau loc. Și
Nu aveau, nu se întâmplau, nu aveai de ce să fii în stadion, doar că sau lucrurile, eu cred că au luat o turnură din anumit punct de vedere și mai mult decât atâta, vreau să vă spun că efectul noului tip de prezentare în rândurile echipei și în rândul lotului a fost unul foarte bun și băieții au fost entuziasmați, da? Inclusiv portarii pe care momentul i-a prins la încălzire, inclusiv Roșca, care altfel nu ar fi avut ocazia să îi cunoască de aproape pe ai noștri. Eu cred că nu numai de atâta. Este mult merch la standuri, sunt mai multe produse oricum la vânzare, la băuturi și chipsuri și popcorn-uri, nu se termină de data asta nimic. Avem VIP area pentru Alde Redix de București, care este chiar bună pentru Alde Redix de București. Sincer vă spun, Redix ar simți bine dacă ar încerca, de exemplu, poate până la sfârșitul sezonului va avea ocazia sau va vrea să vină alături de noi la VIP Experience, pentru că este o senzație nouă pe care o oferă clubul acesta și este o senzație care va fi dezvoltată cu atât mai bine odată ce ajungem pe arena națională. Pentru că e inevitabil că termine sezonul acesta, ne va duce și pe arena națională. A, clar. Dar și... Da. Dar oricum, am mai spus mai devreme, nu vreau să ne grăbim să mergem pe arenă dacă ne merge bine Parcul de Triumf. Adică dacă este stadionul bine, dar iată-ne la al doilea meci cu casa plină, de data aceasta cu peluză, cu peluză deschisă. Nu pot să mă satur să spun asta. Poate de asta e, el a motivul, da, dimineața. Este stadion plin. Adică acum chiar putem să spunem că este un stadion plin, că ai toate zonele. Nu, Coane, dar mă gândeam acum, eu de fapt o să intru, nu știu dacă poate intra și Cătălin, că el trebuie să fugă la conferință, după meci, Cătăline, trebuie să intrăm în emisiune, o să intru eu, tu dacă ai timpul necesar, pentru că tu trebuie să-l prinzi pe copii. Puțin, 5 minute maxim, da. Cred că mă duc la VIP să fac emisiunea, deci va fi la ora 12 noaptea și fundalul ăla roșu îmi place. Îți dai seama cum o să fiu la 12 noaptea, o să fiu deci. Ionuț arată foarte frumos pe viu. Ionuț arată foarte arată frumos pe viu, nu. Vă mă cunoașteți, nu sunt aici în calitate de reprezentant al marketingului Viamovis. Nu. Deci chiar au făcut frumos, chiar arată bine, dar îți dai seama cu lumina aia roșie, cum palmier acolo, la 12 noapte. Arată la bine. 12 noaptea apărând să facă emisiunea. Păi asta spun. Mai trece și o poste pe acolo. La ce o să vă gândiți? Adică ce o să spuneți? Bă, ce emisiune fac, faci? O să fac un filmuleț, un reel pe Facebook. Chiar vreau să fac. Să vadă cum arată ambientul. Că data trecută n-am făcut și Romi a zis, păi nu, că puteai să faci. A, bine, las că fac. Îmi pare rău, chiar îmi pare rău. Auzi, Ioane, eu nu văd chat-ul. Am supărat lumea că sunt prea bine dispus. Nu, dimpotrivă, au fost comentarii care au fost apreciative, dar au spus cum de poți să fii atât de bine dispus dimineața. Era o întrebare mai degrabă de mirare. La clubul meu favorit și cealaltă muncă e cântatul. Sunt unul din cei mai norocoși oameni din lume uneori, cum alte dăți sunt unul dintre cei mai ghinioniști oameni din lume. Cred că atâta timp cât pot să mă culc liniștit, să mă trezesc cu bucuria de a merge la muncă, servici, nu cred că se numește atât de mult muncă. Deși, pe zona de financiar, pe zona de juridic, pe zona de administrativ, se numește muncă și este asiduă și nu se termină niciodată, inclusiv pe zona de ligă profesionistă de fotbal. Avem un coleg nou venit de la voluntari, nu știu dacă știți, este vorba domnul Virgil Bucea, care își face foarte bine treaba acum. E un băiat tânăr, care este descuiat, un băiat tânăr care vorbește foarte frumos, un băiat tânăr erudit dintr-o familie de muzicieni. Iarăși, ce apuc eu să văd în zona mea de activitate, Ionuț și Cătălin, voi știți și ce am mai povestit, mă face să sper la mai bine și la mai mult. Asta cu atacantul, nu am de unde să știu. N-am de unde să știu, sau cu mijlocașul, sau cu tot el. Mie anul acesta mi se pare senzațional de bun Cătălin Cârjan. Eu cred că acum că, apropo, să fac anunțul acesta, dacă mulți dintre voi poate nu știu, dar Denis Politic este de două zile tăticul unei fetițe. Și să-i trăiască și să fie fericit și el și familia. Să-i trăiască copilul. Mă aștept să
Mă aștept să aibă o prestație pe măsura unui tătic, știi că de obicei sportivii când... Azi așa, așa sărbătorești. Asta spun. Ai nevoie de un moment, ai nevoie de un moment bun în care să faci asta. Dacă mă mai lăsați și dacă ne mai permite timpul și dacă ne mai permite să mai pun ceva, ceva complet impersonal, aș avea rugăminte la voi ca indiferent de vârstă, indiferent de vârsta lor, indiferent de vârsta lor, nu mai lăsați copiii să pătrundă pe suprafața de joc. De ce? Suntem pasibili de suspendare. Vă spun din interior, vă spun drept vocea lui Dinamo, vă spun drept ce vreți voi, vă rog frumos să mă ascultați. Nu permitem, nu există invadarea gazonului nici măcar de către copii minori. Nu e posibil. Observatorul federal poate trece asta în raportul federal drept fish invasion sau invazia gazonului. Nu contează urmările, sunt pozitive sau negative, sau dacă a produs efect. Nu este voie, nu este o decizie a lui Max sau a mea sau conducerii clubului, este o lege. Pentru noi este foarte important să respectăm acest lucru, dragi dinamoviști. De ce? Avem acea coadă de sezonul trecut. Exact. O să dau anunțul și în timpul meciului, Laur. O să fac anunțul și în timpul meciului. Pentru... Da, 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 e foarte important. Foarte, foarte important. Vreau să vă spun, poate în premieră, în etapa trecută am fost amendați pentru asta. Da? Deci, este momentul să nu mai riscăm să jucăm fără spectatori meciurile de acasă, pentru că mie mi se pare un început de construcție și fundamentul oricărei construcții de sezon, stadionul și meciul tău de acasă să fie o fortăreață. Într-o discuție privată cu Selmani, nu o să vă vine să credeți, într-o discuție privată cu Selmani despre UFC, Selmani mi-a spus că se simte uneori ca într-o cușcă la noi în stadion. Și mie mi se pare că așa aș vrea să se simtă și adversarul la noi în stadion. Să fie ca într-o cușcă din care nu poate ieși. Și noi asta făceam pe vremuri. Nu veneau la Dinamo așteptându-se la altceva decât la o cușcă și la o luptă crâncenă. Și m-ar bucura să putem să fim împreună la meciurile de acasă tot sezonul, pentru că echipa dovedește altă apetență, suporterii dovedesc altă poftă de Dinamo. Tocmai vine toamna, vremea se va ameliora. Ce scrie acolo că nu citesc? Acela e momentul jucătorilor cu galeria la final, total de acord. Bravo, dar în primul rând, Dane, nu de asta e vorba, Dane. E o chestie, Dane, pur juridică. Noi, noi din cauza momentelor de sezonul trecut, de la meciul versus echipa din Arad, suntem cu coadă. În termeni argotici de juridic, avem coadă de, nu știu, X etape, 4, 5, 6 etape. Dacă meciuri la rând se invadează gazonul de mama, de tata, de fiimea, nu contează de cine, dacă se invadează gazonul, punct, asta atrage după tine la un moment dat suspendare. Și orice suspendare luăm sezonul acesta, este o suspendare cu coadă de sezonul trecut. Da. Ceea ce deci, ne-a dat echipa peste cap. Chestia asta ne-a dat peste cap. Ca să concluzionăm, vom avea multe surprize astăzi, foarte multe surprize. Vom avea și... Da, veți avea și un exercițiu de tehnică individuală și sunt convins că făcând majoritatea dintre voi junioratul în curtea școlii aveți o tehnică individuală de invidiat și puteți să le luați oamenii de rostura tricourile. Fane va trage cu tunul ca șogunul și tunul ăla vă va aduce. Da, ca așa. De asemenea, veniți mai devreme, sfatul meu este cu o oră la stadion, cel puțin cu o oră la stadion mai devreme. Aveți timp să socializați și să vedeți și tot ceea ce se întâmplă. Până ajungi în tribună, până îți ocupi locul, vei vedea că sunt mai mulți oameni la tricheți fiind sold out. Arena nu are atâtea intrări. Avem și punctele de merch la care te oprești în drum spre stadion. Poți să vezi tricourile de la Originals, care sunt frumoase și numai atâta pot să vă arăt dacă... Am pe aici pe preajmă, pe etichetă, sunt trecute niște lucruri drăguțe. Băi, sunt niște lucruri pe care merită să le vezi. Dacă vii în ultimul moment, nu prinzi nimic din toate astea. Da, plus, și are nevoie de tine când o prezint. Și ultimul aspect, nu vă mai aruncați copiii în teren. Țineți copiii lângă voi. Nu-i mai aruncați în teren. Asta e tot. Nu mai aruncați copiii astăzi. Am anunțat asta de atâtea ori și i-am spus-o, că am zis și eu, Ștefane, săptămâna trecută, am luat amendă. Nu mai faceți acest gest și, într-adevăr, Cătălin Alexandru, 30.000 de ron.
3-0, 0-0-0. Ron. Asta spun. Dar aici, cu tot respectul, ar trebui să anunțe și clubul pe social media. A anunțat în timpul meciului și înainte de meci și, nu știu, la pauză. O să anunțăm și noi în emisiuni, o să scriem ceva. Da, da, dar impactul este pe stadion. Să lăsăm și pe grup, pentru că bănuiesc că multă lume, paradoxal, din lumea din stadion este și pe grupul cel mare. Și să lăsăm pe grupul cel mare undeva pinned up lucrurile astea foarte importante. Să încercăm să fim mai devreme în tribună și să încercăm să nu mai băgăm copiii pe teren, indiferent care este bucuria. Legea nu spune copil sau adult, legea nu este făcută în funcție de efectele intrării în teren. Legea este strict pe intratul în teren, se numește invadarea gazonului. Nu există. Corect. Deci nu mai avem și instituția asta. Plus că momentul echipei cu galeria este momentul echipei cu galeria. Momentul echipei cu sudul, de multe ori momentul echipei cu sudul nu poate fi redat minorilor. Nici momentul cu galeria. Nu poate fi redat minorilor. Nu are nevoie un copil să vadă chestia asta. Nici nu are nevoie, credeți-mă. Adică, nu l-ajută cu nimic, așa este. Nu e... Nu, dar e foarte important și trebuie... O să scriu nu trebuie să fie o echipă de securitate care așa e subnumerică, ocupată cu a ține copilași de 3 ani, 4, 5, 12 ani în tribună. Echipa de securitate are alte îndatoriri. Și... Păi dacă vine părintele, îl aruncă pe teren, a trecut, ce să mai facă la de la securitate? Dar ține de noi, aici ține de noi. Dacă înțelegi mesajul ăsta bine. Super educat, frate, față de alte stadioane. Adică la prima etapă o lume e o cremă. Să știți că facem în felul următor. Dacă vă aruncați copilul așa, vă dăm telefon acasă și anunțăm doamna. Vă lasă copilul la stadion, dar în general spune, ai grijă de copil. O să-i dăm telefon. Cu coane tu știi ce faci? Doamna nu are voie la stadion și nevoie? Poate să vină și doamna la stadion, că suntem oameni civilizați. Lasă că de obicei doamna nu-și aruncă copilul de lângă ea. Îl ține acolo ca pe ochii din cap. Știi? Îți spun eu ăștia care se duc acasă. Da? Și atunci încep să... Da? Adică... Bun, glumesc. Fără copii în teren astăzi, fără copii în teren. Da. Ne vedem diseară. Mulțumim frumos, Fane. Mulțumim pentru că ai fost alături de noi. Ne vedem diseară. Ajungeți mai devreme la stadion. Recapitulăm. Mai devreme la stadion, copiii țineți-i lângă voi în dotare, nu-i aruncați pe teren. Veniți să țipați, să vă bucurați de o experiență de joc și de să vă bucurați de Dinamo până la urmă, pentru că la sfârșitul zilei de asta mergem la stadion, ca să ne bucurăm de ceea ce iubim. Mulțumesc frumos, Fane, mulțumesc frumos, Cătăline, vă mulțumesc vouă pentru urări și pentru tot ce mi-ați transmis și îmi cer scuze că n-am putut să răspund. Da, nu e o problemă. Mamă, la mulți ani, bro, să-ți sănătate, să-mi trăiești, să-ți fie sănătoasă și fata. Doamne, iată-mă. Nu mai spune, Cătăline. 40 e bine. 40 e bine să fie bine. 28 de 10 ani. Exact. Și eu fac 40 tot de vreo 10, 9 ani așa. Mamă, era să spun 10 ani. Așa. Bun. Dragilor, încă o dată vă mulțumim frumos pentru că ați fost alături de noi. Ne vedem la avancronica meciului la ora 20:45. Aveți acolo, Cătălin s-a trezit la prima oră, ca de obicei, și a scris programul. În rest, ne mai salutăm de la stadion. O zi excelentă vouă. Hai Dinamo! Hai Dinamo! Hai Dinamo!